Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Am ieșit puțin în natură să mă relaxez puțin și totodată să recoltez niște ramuri de salcie, pentru că îmi vor fi de mare ajutor, deoarece vreau să plantez niște butași de trandafir și aceste ramuri mă pot ajuta. Foarte simplu, din cauza că ele conțin două substanțe foarte importante în procesul prin care noi dorim să mulțim orice plantă prin îmbutășire. Și anume, ele conțin acid indolebutric și auxină, dacă nu mă înșel, dar sigur acestea sunt substanțele. Acestea două acționează ca niște hormoni de creștere a rădăcinilor. Și fie că dorim să mulțim trandafir, fie că dorim să mulțim zmeuri, mur, viță de vie, chiar și mușcată, aceste două substanțe ne pot ajuta. Găsiți și chimic acest compus, dar, după cum știți, eu le prefer pe cele naturale. Dar cum le scoatem de aici? Foarte simplu, despre asta este videoclipul de azi. Astăzi vă voi arăta cum să extrageți aceste două substanțe din ramurile de salcie. În general puteți folosi orice fel de salcie. Eu folosesc salcie albă, salcie pleznitoare. Dumneavoastră puteți să folosiți orice salcie răchită, salcie plângătoare, oricare din clasa Salix, că așa se numește familia lor, va avea același randament. Așa că haideți să vedem cum se face această substanță. Gata, dragii mei, am ajuns și acasă, dar am ajuns mult mai devreme, pentru că acum este seara, am avut ceva treabă, dar sunt decis să prepar această soluție pentru că îmi trebuie și să fac și acest videoclip pentru a vă arăta și dumneavoastră. De la salce folosiți mlădițele tinere, în general vârfuri de ramuri, verificați să fie verzi, să fie pline de viață, le înlăturați frunzele și după aceea le tocați mărunt cu ajutorul unei foarfeci, unui cuțit, orice, exact cum vă arăt eu aici. Mi-am pregătit deja mezamplasul. Și folosiți în jur de 100 de grame de ramuri la 1,5 litri de apă. Dacă nu aveți un cântar, o mână zdravănă pentru 1,5 litri de apă. Ceea ce vă mai rămâne de făcut nu este decât să puneți aceste ramuri într-o oală sau într-un recipient care doriți dumneavoastră și aveți nevoie de 1,5 litri de apă fiartă, dată în clocot, pe care o adăugați peste aceste ramuri. Puneți capacul, exact cum am făcut eu aici, și o lăsați 24 de ore la plămădit. Și după cele 24 de ore, uitați că au trecut 24 de ore, este din nou dimineață, acest decot este gata. Dovada, el și-a schimbat culoarea și a lăsat substanțele active în această soluție. Astfel noi scoatem cele două substanțe care ne ajută pe noi la forțarea rădăcinării butașilor. Singurul lucru care vă mai rămâne de făcut este să filtrați această soluție. Ce a rezultat, și anume ramurile care au stat în apă, nu sunt reutilizabile. Și după aceea, dumneavoastră, fie că puneți butașii deja fasonați, pregătiți pentru plantare, fie că îi puneți întregi, așa cum fac eu aici, îi vei spune în această substanță și îți vei lăsa între 24 și 48 de ore la hidratat într-un loc răcoros. Pentru că aceste ramuri, nemai putând lua seva din tulpina mamă, va trage această substanță în componența lor și se va declanșa un proces chimic prin care ele, efectiv, acești butași, vor începe să dezvolte niște rădăcini. Bineînțeles, așa cum am spus, găsiți și produsul chimic, varianta chimică a acestui produs. Eu le prefer pe cele naturale. Nu am încercat chimic, dar cu această substanță, să știți că am încercat și mi-a dat niște rezultate uimitoare. O să vă arăt, bineînțeles, într-un alt videoclip cum plantez și acești trandafiri. Sunt luați dintr-un loc unde i-am văzut, foarte frumoși, foarte viguroși. Eu o să-i pun într-un ghiveci pentru că sunt sigur că va da un randament mai bun decât să-i punem în pământ, dar aceste lucruri în următorul videoclip.
Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru vizionare, vă urez o zi cât mai plăcută și să ne revedem cu bine la următorul videoclip.